Deputatul PSD Ninel Peia a depus la Camera Deputaților un proiect de lege care prevede acordarea unei indemnizații viajere pentru femeile care au 3 sau mai mulți copii. Conform proiectului de lege, femeile care au născut 3 copii vor primi 30% din salariul mediu net pe economie, iar cele care au crescut 4 copii vor primi 40%. Mamele care au 5 sau mai mulți copii vor primi o indemnizație viajeră de 50% din salariul mediu net pe economie, plus titlul și medalia de mamă eroină. Indemnizația se va actualiza anual în funcție de salariul mediu net pe economie și va fi neimpozitabilă. Pentru a beneficia de aceasta, mamele vor trebui să facă o cerere scrisă pentru a o primi.